Salutare, dragi prieteni! Gândul de astăzi este inspirat din Evanghelia după Matei, capitolul 11, de la versetul 28 până la versetul 30. Domnul Iisus Hristos ne face o invitație tuturor în aceste versete și spune Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Domnul Iisus Hristos se adresează tuturor oamenilor, toți, toți care sunt trudiți, toți care sunt împovorați, toți care sunt obosiți, spune traducerea actuală, actualizată, sunt invitați de Domnul Iisus Hristos ca El să le ofere odihnă, odihna sufletului. Dacă ești trudit de povara păcatului, dacă ești trudit de, uh, și obosit de vreo încercare, de vreo problemă, de o povară care tot mai mult și mai mult te apasă, Domnul Iisus Hristos îți face invitația și spune, vină la mine. Vină la mine căci eu sunt sursa odihnei, spune Domnul Iisus Hristos. Eu îți pot da odihnă și într-adevăr Dumnezeu este Cel care poate să-ți ofere odihnă. Indiferent de circunstanța vieții tale, indiferent de problema prin care treci, indiferent de păcatul care te robește, Dumnezeu te poate elibera cât de mare nu ar fi păcatul tău, Dumnezeu te poate ierta cât de uh, mare n-ar fi uh, păcatul prin care treci, Dumnezeu îți poate da eliberare, Dumnezeu îți poate lua povara, oricât de mare n-ar fi această povară și cât de tare n-ar apăsa, apăsa ea peste tine. Ce trebuie să faci? Spune Domnul Iisus Hristos să vii în primul rând, vino la El vino și urmează-L pe Domnul Iisus Hristos. Atunci când ai o povară, la cine vii? Vii la Dumnezeu? I ai hotărâre să-L urmezi pe Dumnezeu? Poate încă nu ai uh, luat hotărârea să-L urmezi din toată inima pe Domnul Iisus Hristos? Și povara păcatului tău apasă tot mai mult în viața ta. Dacă ești... Uh, robit de păcat, dacă ești apăsat de păcat, dacă nu mai știi încotro să mergi, vină la Iisus Hristos. El îți poate da eliberare, El îți poate da odihnă, El promite în cuvântul Său că te va călăuzi prin Harul Lui, te va călăuzi prin Duhul Lui Cel Sfânt, dacă vii la El, tot, toată viața ta, pe tot parcursul vieții tale, Dumnezeu va fi alături de tine și te va direcționa, te va mângâia și îți va da ajutor zi de zi în viața pe care o trăiești pe acest pământ. Dacă ești credincios, poate ai o povară, poate ești obosit deja de o povară care ți se pare că este prea mare pentru tine. Dumnezeu te poate elibera și Dumnezeu îți poate da soluție. Dumnezeu este Cel care îți dă soluție la orice problemă prin care treci. El este Cel care poate rezolva problema ta și El are soluția problemei tale. El are soluția. El este Cel care poate lua jugul și îți poate lua povara și îți dă jugul lui. Zice, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Mergi cu Isus. Mergi, trăiește viața cu Domnul Iisus Hristos. Și zice, cum? Cum poți face acest lucru? Învățați uh, de la mine. Căci eu sunt blând și smerit cu inima. Ce înseamnă jugul Domnului Iisus Hristos? Înseamnă să urmezi învățăturile Lui. Înseamnă să trăiești așa cum spune El în cuvântul Lui. Înseamnă să înveți de la El. Cum a trăit El pe acest pământ ca și om, ca și Dumnezeu întruchipat, ca și Dumnezeu în trup de om. Și ne-a lăsat un exemplu. Zice, învățați de la mine, căci eu sunt blând. Învață ce înseamnă blândețe de la Domnul Iisus Hristos. Învață ce înseamnă smerenie de la Domnul Iisus Hristos. Și făcând astfel, vei găsi pentru Sufletul tău. Vei găsi eliberare de, din păcatul tău, vei găsi iertare uh, dacă ești în păcat, vei găsi uh, pace și liniște uh, dacă ești în vreo problemă, uh, vei găsi uh, odihnă dacă ești împovărat cu uh, o povară care îți pare peste măsură de uh, grea. Sursa odihnii este. Domnul Isus Hristos. Sursa odihnei este Dumnezeu. Niciun om în această lume nu îți poate da odihna sufletului tău. Niciun om nu poate ușura povara pe care o porți. Nu îți pune încrederea în oameni ca și cum ei ar putea să-ți dea odihnă. Nici de cum, nu. Numai atunci când vii la Dumnezeu, când vii la Domnul Isus Hristos, poți să primești eliberare și odihna sufletului tău. Căci jugul meu este bun, Zice Domnul Iisus Hristos. Sarcina mea este ușoară. Am auzit oameni care spun că se tem să vină la Dumnezeu că nu vor putea trăi cu Dumnezeu, nu vor putea să îndeplinească toate cerințele lui Dumnezeu. O vara și jugul Domnului Iisus Hristos este una ușoară. Sarcina Domnului Iisus Hristos este ușoară pentru că El îți dă soluții, El îți dă direcții, El îți dă harul Lui și îți dă Duhul lui Cel Sfânt ca să poți trăi conform cuvântului Lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 4, versetul 16 spune să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Încotro mergi la vreme de nevoie. La cine apelezi? În cine îți pui încrederea când ești în vreme de nevoie? Cuvântul lui Dumnezeu spune să ne apropiem de scaunul harului și să nu ne apropiem cum. Zice să ne apropiem cu deplină încredere. Când vii la Dumnezeu, vino cu încredere că El te poate ajuta. Când vii la scaunul harului, vine cu deplină încredere că acolo este soluția ta. Nu ca și cum să mai văd ce se va întâmpla dacă voi veni și aici uh, uh, să apelez. Voi fi ajutat sau nu voi fi a ajutat. Cu siguranță vei fi ajutat. Vino cu credință, vino cu deplină încredere că Dumnezeu este cel care te poate ajuta și îți poate da îndurare. Vei căpăta îndurare, vei căpăta uh, și vei găsi har. Har este un dar nemeritat. Nu pentru meritele tale vei fi ajutat. Nu pentru meritele tale vei găsi iertare. Nu pentru meritele tale vei găsi uh, eliberare de uh, povara pe care o porți. Nu, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al Harului. El îți va oferi aceasta în dar dacă vii la El. Dacă vii să ceri de la El acea, acest ajutor și zice, dacă faci așa, vei fi ajutat la vreme de nevoie. Vreau să ne gândim acum la cine apelezi când ești în vreme de nevoie. Care este povara ta? Nu-ți cunosc povara ta, dar Dumnezeu o cunoaște. Dumnezeu te cunoaște personal, Dumnezeu cunoaște nevoia ta, Dumnezeu cunoaște uh, problema prin care treci, Dumnezeu uh, cunoaște păcatul uh, cu care îl lupți și, dragul meu, să fim uh, conștienți de faptul că fără Dumnezeu nu vei putea învinge păcatul prin care, uh, care te robește. Nu vei putea învinge păcatul singur. Vino la Isus Hristos care te poate elibera. El îți poate da o odihnă. El îți poate da eliberare. El îți poate da iertare. Te poate face copil de Dumnezeu care să nu mai trăiești în păcat. Dragul meu, nu știu prin ce nevoie treci. Nu știu care este povara prin care uh, treci. Dumnezeu este Cel care te poate ajuta în vreme de nevoie. Este, el este Cel care uh, îți poate lua această uh, nevoie, această uh, povară uh, și El îți poate da o dihnă. El poate, eu știu că poate, El poate lua povara ta, El poate schimba uh, durerea ta în bucurie, El poate uh, da vindecare celor bolnavi, El poate da uh, iertare celor ce au nevoie de iertare, El poate da pace și liniște celor care sunt în neliniște. El poate schimba vieți omenești, el poate schimba orice circumstanță din viața ta pentru că el este Dumnezeul atotputernic. El te vede, el te cunoaște mai bine decât oricine, el este în putere să facă minune în viața ta, el este atotputernic să schimbe circumstanțele din viața ta. Nu crede că a, vreun om poate face aceste lucruri nici de cum, numai Dumnezeu. Vină la El, strigă la El, apropie-te de El. El este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu plin de dragoste, care poate schimba viața ta și îți poate da pace, liniște, iertare, eliberare, odihnă sufletului tău.